Salut prieteni, bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În acest tutorial video am să vă prezint un nou program care se numește Komodo Edit. După cum vedeți, ne aflăm în sistemul de operare Ubuntu. Pentru cei care au rulat până acum sau rulează în continuare pe sistemele Windows, poate ați utilizat odată Notepad++, care este un notepad mai special, care este destinat în special programatorilor. Dacă v-a plăcut Notepad++, atunci Komodo Edit este programul preferat și pe Ubuntu sau pe Unix sau pe Linux, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți. Haideți să trecem la instalare. Pentru a începe instalarea am executa comanda Ctrl-Alt-T pentru a deschide terminalul, după care vom instala prin PPA Komodo Edit. Prin PPA putem să instalăm programele cu ușurință și pe viitor, în cazul în care apare un bug la Komodo Edit sau o eroare și poate fi exploatată de acele persoane care exploatează vulnerabilitățile unui sistem, prin ajutorul PPA, update-ul se face automat la noua versiune lansată sau la versiunea reparată sau la acel mic patch care se pune lângă ca să nu avem probleme de securitate. Așteptăm acum să adauge noua cheie. După cum vedeți, aici executăm două comenzi una după alta. Normala vine ceva de genul apt-get, dăm update ca să își găsească noua cale de unde să instaleze Komodo Edit prin PPA. Asta ați văzut că așa am făcut la fiecare program până acum, sau cel puțin la cele care le-am instalat prin PPA. Astea sunt programele care le utilizăm mai des. E ok să le instalăm în acest fel pentru că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Da? După cum vedeți, are nevoie să descarce 57 de mega de pe internet. Avem nevoie de următoarele extra pachete, adică anumite librării. Eu v-am mai spus despre aceste librării că în cazul în care sistemul este destul de nou instalat, nu aveți cum să instalați toate librăriile pentru sistemul vostru de operare, pentru că ar ocupa prea mult spațiu și probabil în durata sistemului de viață nu o să ajungeți să utilizați acest Komodo Edit. Poate aveți un editor online sau utilizați un alt program. Tocmai de aceea nu se instalează toate librările de la început și cum am instalat acum, de exemplu, programul Komodo Edit, sistemul a verificat automat că are nevoie de 10 librării și acum descarc acele librării pe care o să le și instaleze, încât sistemul nostru să ruleze sistemul, încât programul să ruleze fără nicio problemă. Și fără să întâmpinăm erori neașteptate. O să începem în curând și o serie de tutoriale video Linux, în care vom prezenta comenzile de bază și vom ajunge la avansat. Pentru că mulți utilizatori ai tutoriale video.info ne-au cerut să creăm un ghid de instruire, să zic așa, în Unix sau în Linux. Și o să începem și o serie de astfel de tutoriale, să vedem când o să avem timpul necesar și pentru asta.
Dacă doriți să învățați Photoshop, Java, HTML sau PHP, puteți intra pe website-ul nline.ro, deci cum se aude, nline.ro, am scris și scriu aici, care oferă cursuri online IT gratuit de la zero. O să vedeți că sunt postate cursul Photoshop, cursul MySQL, cursul HTML, Java, PHP și după cum ne permite timpul, vom publica cursuri noi în fiecare zi. Este un program gratuit și este în colaborare cu website-ul tutorialevideo.info. Ok, s-a terminat și instalarea. Haideți să-i și dăm drumul. Mergem la Dash Home și scriem Komodo, da? Komodo Edit. Da, așteptăm să se încarce. File new, new file. Da, după cum vedeți, sunt numerotate liniile și are o multitudine de facilități despre care nu o să vorbim evident, dar eu v-am arătat modul de instalare al Komodo Edit, după cum vedeți versiunea 7.1. Restul știți voi ce să faceți cu acest program în cazul în care îl utilizați deja sau la ce vă ajută. Așa că ne auzim în tutorialele viitoare. Vă doresc vizionare plăcută în continuare pe website-ul nostru tutorialevideo.info. Dacă aveți sugestii spre noi tutoriale video, vă rog frumos să ne trimiteți pe adresa de e-mail admin@tutorialevideo.info. La revedere!